Mintiți în mișei. Da? Și unde auziți asta? Peste tot. Serios? Da, cum se adună doi oameni să vorbească, cum mă pomenesc? Da, ce mai contează? Maria ta, ai spus odată proști, dar mulți. Ăla a fost Lăpușneanu. Pe vremea lui, așa este, erau mulți. Păi și acum? Acum? Acum sunt foarte mulți. Da, e adevărat că pe vremea Măriei tale lăsai o pungă cu bani așa în mijlocul drumului și a doua zi o găseai acolo? Da, punga, da. Banii nu, exact ca acum. Da. Acum nu mai găsești nici punga, Măria ta, că o strâng ecologiștii. Da. Dar țepele alea faimoase, unde le găsați? Erau adevărate sau erau chinezești? Erau țepe românești, domnișoară. Aveam niște boieri la curte, băieți deștepți, aveau o firmă și cumpăram de la ei. Erau, cum s-ar zice, clientela mea politică. Cred că așa se zice și acum. Da. Până la urmă, le-a ieșit și lor pe nas. Ce firma? Nu, țepele, că au vrut să mă păcălească la țepea.